Hai să-l băbăieți și bine v-am regăsit la un nou videoclip. În videoclipul de astăzi o să facem videoclip despre acest challenge, Brawloween challenge, care vine într-o zi și 15 ore când fac eu acest videoclip. Dar când ar trebui să fie postat este undeva la o zi, deci să aveți timp să știți și voi care sunt mapele, compurile și așa mai departe. Înainte să începem, apăsați și pe butonul de like, desigur, și de subscribe dacă n-ați făcut-o încă, să facem peste 1000 de like-uri și... Nu știu, dacă nu sunteți abonați acolo, să vă abonați, să facem, nu știu, aproape 44.200, cred. Cam greu cu abonați în ultima vreme, dar ce să facem? Deci, challenge-ul este de 9 win-uri, adică trebuie să câștigi 9 meciuri. Văd că ne dă decât un pin, nu știu exact care sunt premiile, deci, na, în schimb știu mapele. Și desigur o să vă prezint care sunt cele mai bune compuri pe fiecare mape, diverse varietăți de brawleri care mai puteți să jucați în schimb. Și da, astea fiind spuse, hai să dăm drumul la videoclip, da? Prima hartă este Bounty Excel. Acum cel mai well-known, o dau și pe engleză, cel mai bun overall comp pe această hartă este acesta cu Tick, Bell și cu Leon. Acum, în mod normal n-aș fi pus Bell, dar Brock și-a luat acel nerf, știți și voi, ne merge puțin mai greu acum rachetele, desigur, și cam asta este problema. Iar Piper nu prea este atât de decentă pe această hartă de Bounty. În general Piper rupe pe Bounty, dar după cum știți pe harta aceasta nu este cine știe ce Piper, deci de aceea am inclus Bell. De asemenea Bell o duce destul de ok. Mă rog, decent, contra tanci, eventual dacă mai sunt și Poco Double Tank pe această hartă. Bell poate să dea ultimata aia, gen doar îl marchează și după poți foarte, foarte lejer ca să-l omori mai rapid acel brawler respectiv. Deci, nu știu, cam ăsta ar fi cel mai overall comp, adică cel mai bun comp după părerea mea. V-am zis, în loc de Bell includeam un Brock dacă nu-și lua nerf. Piper nu prea este decent, iar a treia opțiune cea mai bună este desigur Bell. Ticul e Tick, este o mapă cu destul de mulți pereți, deci Ticul este foarte, foarte avantajos pe această hartă. De asemenea, ce mai puteți să jucați, eventual puteți să încercați Rico, cum joacă Swarm acolo, este destul de decent Rico, dar destul de risky pentru că nu prea o duce atât de bine. Leonul este bun pentru că poți să faci kill-urile foarte, foarte lejer. De asemenea, are gadgetul ăla care, na, pui invizibilitatea aia și pur și simplu doar stai în ea până se duce, efectiv 20 de secunde ești imun cum ar veni, pentru că 20 de secunde durează, deci practic ai un fel de imunitate 20 de secunde într-un fel sau altul în care brawlerii inamici nu știu exact unde ești. Deci dacă nu au un thrower precum Tick, acest comp efectiv este mult prea OP, deci nu au nicio șansă dacă nu au Tick ei însuși. De asemenea, hai să trecem la încă un match, să vă arăt un alt comp extrem de popular pe această hartă. Tot pe această hartă, desigur, în general nu prea fac două meciuri pe această hartă, dar fiind primul stage, puteți să jucați destul de, mă rog, destul cu încredere, să zic așa, acest comp Byron, Ashe, Mortis, pentru că, na, nu știu, Mortisul este foarte, foarte bun agro. De asemenea, am ales Byron în loc de Poco pentru că Byronul poate să facă față, de exemplu, cum au băieții aceștia, au brawler mai long range, vedeți, au Bell, au Spike, au, nu știu exact ce caută Spike, dar au Bell și Brock, iar Poco nu prea putea să facă cine știe ce, dar în schimb Byronul poate să o ducă destul de bine contra acești brawleri, după cum am zis. Dar, na, este puțin mai dubios la început, dar dacă prindeți cumva niște kill-uri, este foarte lejer să jucați acest comp, mai ales Mortisul este foarte, foarte agro, Ashe-ul este foarte decent la momentul actual, din păcate am marcul ăsta, dar este ok, nu o să mă bag. Gadget-urile, na, le luați la preferință, eu prefer, de exemplu, pe Bounty acest gadget, în alte game mode-uri prefer celălalt gadget în care îți dai mai multe hit-uri, dar depinde de preferința voastră, ce preferați voi mai mult. Acum puteți să înlocuiți eventual, mă rog, nu prea aș recomanda Mortisul, puteți să înlocuiți Ashe-ul eventual cu Buzz, chiar ar merge foarte decent. Din păcate am delay foarte, foarte mare și nu prea am avut cum să-l omor acolo pe Spike. Dacă nu aveam delay, eu zic că puteam să-l omor foarte lejer, dar asta este.
Vedeți și voi, au spike-ul ăla care merge destul de ok în tanci, dar uitați-vă și voi la Byronul nostru. Efectiv, Byronul nostru distruge. Nu știu exact cum... Dar v-am zis, Byron este un brawler extrem, extrem de overrated, mă rog, underrated în meta actuală. Acesta ar fi compul care l-aș folosi eu cel puțin, un Byron Double Tank cu Mortis pentru primul stage, dar v-am zis, și celălalt comp este extrem, extrem de OP și merge ok în absolut orice comp. Mă rog, în orice brawler respectiv. În fine, hai să trecem la următorul stage. Următorul stage este Gem Grab, acut angle se numește această hartă, iar cel mai bun comp este sigur acesta, Spike Bell, nu trebuie să lipsească din compul vostru, cel puțin Spike este mult prea OP ca și lane pe mapa aceasta și vorbind de chestia asta, efectiv mi-am luat-o la bucăți de la Mr. P. Ok, să nu faceți ca mine, chestia asta nu trebuia să se întâmple, cel puțin... Nu cum s-a întâmplat acolo, dar Bell cu siguranță cel mai bun mid pe această hartă, desigur este mai ok decât Brock, este mai ok decât absolut orice, deci nici Piper nu merge atât de bine cum merge Bell, nici pur și simplu este cel mai bun mid, o să pun acolo gadgetul în caz de ceva, dar nu prea cred că o să mă ajute cu absolut nimic gadgetul acela. Mr. P... În fapt, îmi dă counter, dar aș putea să mă descurc destul de lejer. Desigur, în loc de Leon puteți să luați Tara. De asemenea, Tara este un brawler excepțional pe această hartă, dar Spike este cam cel mai bun lane pe această hartă, deci nu prea v-aș recomanda să luați nimic altceva. În schimb, Leonul este, să zicem, schimbabil, cum ar veni, dar Bell, cel mai bun mid, cu siguranță și detașat de absolut orice alt brawler pe mid pe această hartă, cel puțin în Gem Grab. Iar Spike-ul la fel este un brawler extrem, extrem de OP pe mid, dar pe mid pe lane, iar Leon, na, este foarte, foarte OP la momentul actual, este decent în absolut orice, dar puteți să înlocuiți cu Tara, puteți să încercați Ems, puteți să încercați Meg, de exemplu, dar cam ăsta ar fi cel mai bun comp, după părerea mea, sincer, nu prea văd altceva, dar noi hai să trecem la stage 3. Stage 3 și ultima hartă este Brawl Ball, Sneaky Fields, compul pe care vi l-aș recomanda eu este acesta, Spike pe lane nu trebuie să lipsească absolut deloc, în schimb pe mid aș prefera OB în caz de Poco Double Tank sau eventual Tank, pentru că această hartă este una mai de Tank cum ar veni, deci cu siguranță poți să dai de extrem de mulți Tank. Acum Tara pe lane este din nou un lane extrem de overpowered. De asemenea, midul poate să varieze. Eu aș prefera, sincer, o B pe mid, dar desigur merge și Bell. Acum rămâne la preferința voastră, v-am zis. B este doar pentru tank, pentru că na. Dar de asemenea este un brawler extrem de excepțional pe această hartă. De asemenea, Tara este un lane extrem de bun, duce bine și contra tank, duce bine contra alți brawler pentru care gadgetul ăla, bine nu ăsta care l-are Andrei. Dar celălalt gadget este foarte, foarte bun. Pe Spike, acum puteți să folosiți cam ce star power vreți voi, ori curveball, ori fertilize. Acum depinde de preferința voastră, v-am zis, este la alegere. În schimb, este destul de nasol să dai goluri pe această hartă, pentru că este puțin mai defensiv așa. Dar... V-am zis, compul ăsta este extrem, extrem de overpower, nu prea văd un comp care să-i dea counter, cel puțin nici tanci, eventual un Rico, puteți să jucați, de asemenea Rico este extrem de excepțional pe această hartă. Dar hai să mai trecem la un ultim match și încă un comp, de exemplu cu tanci, să vedeți cam cât de bine ar merge și acesta. Bun băieți, cam ăsta a fost videoclipul de astăzi, sper că o să reușiți să completați acest challenge, nu poate fi atât de greu, v-aș recomanda să folosiți primele compuri pe care vi le-am prezentat, Poco Double Tank este sigur o opțiune pentru că este foarte foarte strong la momentul actual, Poco Double Tank în meta actuală, să zic așa, și poate să vă pună probleme, dar v-aș sugera primele compuri. Acum rămâne la alegerea voastră, adică nu vă zic să nu jucați Poco Double Tank, v-am prezentat și această soluție pentru că este destul de underrated, să zic așa. Poco Double Tank este extrem de OP la momentul actual, puteți să jucați absolut unde, v-am zis, și în Bounty pe mapa aceea, Poco Double Tank excelează, de aceea v-am și prezentat un comp de genul cu Mortis, cu Ashe și cu Byron, dar
rămâne la alegerea voastră ce să jucați și desigur vă urez foarte, foarte mult succes ca să luați acest challenge și desigur ne revedem data viitoare, să aveți o zi sau o seară faină, depinde când vedeți acest clip, numai bine, pa, pa!